Hello everybody, we are in Transylvania. Vă dați seama ce combinație va fi în capul meu. Și când ziceam că nu sunt turiști, iată unde erau. Ia uitați domnul ce frumos cântă la chitară. Felicitări! Dacă treci la mine, îți cumpăr o mașinuță. Ia uite! Bună dimineața, român de pretutindeni din Sighișoara, România. Este ultimul weekend pe care îl petrec pe tărâm natal și am venit în acest minunat oraș pentru a vizita cetatea, dar și alte obiective turistice care aparțin acestei localități. Vreau să vă prezint apartamentul în care am înoptat și pentru care am plătit 285 de lei. Acesta a fost achiziționat prin Airbnb. Mi se pare că arată extraordinar și prețul minunat. Am avut acest spațiu dining sau living, cum vreți voi să-l numiți, o bucătărie utilată cu de toate. Noi nu am folosit-o, dar dacă veniți să știți că puteți să-l și gătiți. Ok, o canapea, aceste tablouri care arată minunat și un dormitor foarte confortabil, utilat de asemenea cu de toate, televizor, dulap și un pat. Foarte confortabil. Îmi plac aceste tablouri care se află pe pereți. Nu voi face un videoclip așa cum realizează cei ce prezintă apartamente, ci unul pe repede înainte pentru că ne grăbim. Baia foarte curată, o cabină de duș, tot ceea ce trebuie atunci când vii să înoptezi într-un apartament sau într-un hotel. Ok. Așa arată dinspre dormitor acest spațiu. Și acum, hai să mergem să explorăm orașul. Ia uitați ce simpatic este acest cățeluș. Cum se uită la o doamnă care la interior prepară niște aluaturi pentru prăjituri. Hei! Hei! Ce faci, bă? Și să începem exploratul în orașul Sighișoara. Vă spuneam că ne aflăm în zona centrală, undeva în plan îndepărtat, se vede cetatea. Am lăsat mașina în parcare pentru că nu are niciun rost să o luăm cu noi. Hai, toată lumea are dureri de cap după ultima noapte. Andrei? Ne doare capul, Andrei? Nu comunici cu mine? Hai să vă prezint câteva chestii cu care sunt ornate pereții. Sper că domnii de la YouTube nu ne dau blac din cauza muzicii ce se aude pe fundal. Sunt picturi și goblenuri sau goblene. Rămâne un mister. Suntem într-o zi minunată de duminică. Hai să vă dau câteva detalii despre orașul Sighișoara, care se pronunță Sighbrich în germană sau Schäßburg în trecut, Schäßburg. Niște pronunții destul de grele pentru mine și în limba maghiară Sighișoara se pronunță Segeșvar. Și în latină Saxoburgum. Sighișoara este un municipiu în județul Mureș, Transilvania, bineînțeles România, care s-a format din localitățile componente Angofa, Aurel Vlaicu, Rora, Șorom, Șoromiclea, Venc și Viilor din satul Hetiur. Municipiul are o populație de 28.102 locuitori. Acest recensământ a fost efectuat în 2011, cel puțin pe site-ul Wikipedia. Ultima actualizare a fost în anul respectiv.
S-ar putea ca populația să fie mai mare în momentul de față, dar nu cu mult, pentru că se știe că în România populația se află pe un trend descendent. Prima atestare a orașului Sighișoara datează din anul 1280. Orașul este situat la o altitudine de 380 metri. Și am găsit o altă actualizare în 2021, când a fost efectuat ultimul recensământ în Sighișoara, locuiau 23.927 de oameni. Să mai spunem despre orașul Sighișoara că este înfrățit cu Blois din Franța, Città di Castello din Italia și Zamosc din Polonia. Și în drumul către cetate, să mai spunem despre Sighișoara că lângă această localitate se găsea postul de bază militară romană Sandava. Localitatea a fost întemeiată de coloniștii germani care fuseseră invitați să se așeze în Transilvania de către regele Ungariei Gheza al II-lea pentru a apăra granițele de est, pentru minerii și pentru dezvoltarea economiei regionale. În această perioadă istorică, oamenii de etnie germană au fost denumiți saxoni, dar coloniștii germani adevărați, cunoscuți ca sașii din Transilvania, nu au o legătură directă cu saxonii din nord-vestul, centrul, estul sau nord-estul Germaniei de astăzi. Acești coloniști primesc în folosință pământul crăiesc și se bucură de drepturi și privilegii deosebite consfințite prin diploma andreană. Sunt niște detalii tehnice care probabil pe mulți dintre voi nu vă interesează. Să mai spunem că în decursul anilor cetatea Sighișoara nu a fost scutită de vicisitudini, ce cuvânt destul de greu de pronunțat. Prima fiind marea înăbălire tătară din 1241, când cetatea încă nu era fortificată. Construcția zidului cetății, care are o lungime de 950 de metri, a început în 1350. Înălțimea inițială a fost de 4 metri, dar în secolul al XV-lea a fost înălțat cu încă 3-4 metri. A avut 14 turnuri care aparțineau fiecare către unei bresle și 4 bastioane. În prezent mai există 9 turnuri și 3 bastioane, dintre care cel mai reprezentativ este turnul cu ceas. Între anii 1431 și 1435, Vlad Dracul a stat la Sighișoara așteptând momentul prielnic de a urca pe tronul țării românești. Totodată, stăpânea aceste regiuni în numele Sigismund de Luxemburg, regele Ungariei. Se pare că în această perioadă s-a născut la Sighișoara celebrul Vlad Țepeș. Ok, hai să mai facem o pauză până atunci să mai trag și eu sufletul. Ce frumos arată aceste drumuri pietruite. Minunat! În anul 1600, cetatea este atacată de trupele conduse de Mihai Viteazul și mai târziu este atacată și prădată de trupele conduse de generalul Basta. Dar oamenii scapă cu viață din cauza plății unei răscumpărări de 50.000 de florini. Bani împrumutați, cum menționează cronicarul Kraus. Mai târziu, în anul 1603, cetatea este atacată de Moise Sekeli cu trupe turcești. În anul 1605 este atacată de asemenea de trupele conduse de Ștefan Boxai și în anul 1662 de asemenea cetatea este atacată de trupele conduse de Ioan Kemeny. În anul 1646, 2000 de locuitori mor din cauza ciumei, iar în anul 1709 numărul victimelor este de 4000. În anul 1676, orașul este aproape distrus de un puternic incendiu, 624 de case, 7 turnuri de apărare și biserica mănăstirii. Iar în anul 1788 este din nou conflagrație.
Între 1703 și 1711 are loc mișcarea anti-habsburgică din Ungaria și Transilvania. După lupte grele, curuții își dau seama că nu pot ocupa cetatea și se retrag. Avem aici, la intrarea în cetate, niște desene expuse de cluburile Lions, district 124, România. Aceste cluburi organizează anual concursul național Afișe pentru Pace. Concursul este destinat copiilor cu vârste între 12 și 11 ani, sau invers, între 11 și 12. Sunt foarte faine aceste desene. Ok. Din fericire, avem o zi extraordinară. Și nu foarte populată cu turiști. Hai să pătrundem pe acest culoar unde sunt expuse niște I. Îți fac poze și îți trimit la ce mi se pare interesant. Aici este prezentată descendența prințului Charles, actualul actualul rege al Angliei. Și avem aici câteva bagnote. 100 Draculas. Oh, și 20 de țepini. Avem aici câteva hărți ale României. România 1 decembrie 1918. Și Transilvania. Hai să vedem din această zonă cum se prezintă orașul. Aici este turnul fierarilor. Poate vom pătrunde și la interior. Să spunem despre turnul fierarilor că a fost construit în anul 1631 în locul vechiului turn al bărbierilor. Acesta a ars în anul 1676, după care a fost reparat. Sper să mai fie așa. Să fie deschis, sper. Ok. Sunt câteva unelte care se foloseau în acei ani. De exemplu, pe perete avem topoare realizate de meșterii fierari din secolul al XIX-lea. Foarte interesant acest obiect. Este un cârnețar din secolul 20. Cel puțin așa scrie pe această plăcuță. Și aici avem un burghiu manual. Iată și o nicovală. De asemenea, care datează din secolul 20. Și niște clești care se foloseau între secolele 19 și 21. Hai să mergem dedesubt, pentru că ni se prezintă un documentar legat de turnul fierarilor. Liceul Iosef Haltrich. Școala din Dar, astăzi Liceul Iosef Haltrich, este una din cele mai vechi școli din Transilvania. Este clasată ca monument istoric. Biserica din Dar. Biserica din Dar a ajuns la actuala formă în decursul a secolului. Construcția
Constituția a fost începută în 1345, modificată în 1429 și la o formă finală în 1506. Turnul Frânghierilor. Turnul Frânghierilor este unul din puținele turnuri neatinse de incendiu din 1676. Este singurul locuit din cele 9 turnuri păstrate. Turnul Croitorilor. Turnul Croitorilor, construit în secolul XIV, este situat în partea opusă turnului cu ceas și străjuiește a doua poartă de acces în cetate. Turnul Cizmarilor. Turnul Cizmarilor marchează capătul de nord al zidului cetății și el a fost afectat de incendiul din 1676. A fost reclădit în forma actuală în 1681. Astăzi găzduiește stația locală de radio. Casa Vlad Dracul. În piața turnului Sfatului se află Casa Vlad Dracul, în care se presupune că s-a născut Vlad Țepeș, numit Dracula. A fost renumit pentru pedepsele exemplare aplicate adversarilor săi. Turnul Fierarilor. Turnul Fierarilor a fost ridicat în 1631 pe temeliile vechiului turn al Bărbierilor. Masiv și scund văzut din cetate, dar impunător văzut din afara zidului. Turnul cu ceas. Turnul cu ceas, cel mai mare turn al Sighișoarei, datează din secolul XIV. Zidurile sale groase oferit siguranța necesară depozitelor de muniții, arhivei și trezoreriei orașului. Mecanismul de ceas, realizat inițial din lemn, după marele incendiu din 1676, a fost înlocuit cu unul metalic. Figurinele dinspre orașul de jos reprezintă simbolul ale zilelor săptămânii, iar spre cetate, pacea, justiția și dreptatea. Foarte interesantă prezentarea. Acum, dacă eu nu m-am documentat, cu ajutorul acestui videoclip, puteți să vedeți multe detalii legate de aceste turnuri pe care eu le voi vizita de asemenea. Am ieșit din nou la exterior și hai să vedem cum arată peisajul din această zonă. Și am ajuns în fața primăriei din Sighișoara, o clădire impunătoare, după cum vedeți. Așezată foarte bine. Ia uitați ce peisaj au domnii care păstoresc acest oraș, de la geamuri unde au birourile. Sunt totuși puțini turiști, pentru că ne aflăm într-o zi de duminică. Mă așteptam să fie mai populată zona. Și când ziceam că nu sunt turiști, iată unde erau aceștia. La restaurantul Casa Vlad Dracul. Și se spune că în această casă a locuit între anii 1431 și 1435 domnitorul țării românești, celebrul Vlad Dracul, fiul lui Mircea cel Bătrân. Hai să vedem ce bunătăți se găsesc în acest restaurant. Mă gândeam că au și ei omletă de sânge sau... Hai să mergem înăuntru. Sunt multe obiecte expuse din arta populară românească. Foarte faine. Și aici celebrii magneți inscripționați cu zona în care ne aflăm. De exemplu, eu mi-aș lua un nai care costă 75 de lei. Hai să vedem
Și aici, linguri de lemn, celebrele butoiașe și străchini. Foarte faine. Cârpătoare de toate felurile. Aveți cumva calendare? Nu. Calendar din ăla, de lemn. A, nu, din asta pe hârtie. Nu. Am întrebat-o pe doamna dacă are calendare, dar... Foarte faină. Aceste lucruri le vedeți prin toate zonele țării pe care le vizitați, zone istorice. Suntem în fața turnului cu ceas, care a fost construit în secolul al XVIII-lea. Nu, între secolele 13 și 14. Până în anul 1556 a fost folosit ca și adăpost al sfatului orașului. El a fost distrus în anul 1676 și a fost refăcut în anul 1677. Din păcate nu putem pătrunde la interior pentru că sunt lucrări de restaurare. Vreau să mergem acolo sus la balcon pentru că din înaltul acestui turn peisajul este mirific. Rămâne pe data viitoare. Și aici se stă la coadă la Langoș, cum altfel. Tineret, mândria țării, ești impresionat până la lacrimi de Sighișoara sau nu vrei să ne spui? Nu? Dar tu nu mi-ai spus cu cine semeni așa frumos. Hai că mami nu e aici. Poți să zici că semeni cu tati. Și am pătruns în sala armelor. Hai să vă detaliez câteva obiecte care sunt expuse. Avem în față un cuțit de aruncat la distanță. Și acesta este un iatagan african. Iată și un pumnal african. Și iată o colecție interesantă de chibrituri sau chibrite. Va rămâne un mister. Văd că avem și, culmea, chibrituri de la Courtyard Marriott. Este un lanț de hotel american pe care eu îl vizitez când merg în vacanțe în state. Și aici alte chibrituri. Iată ce denumire Lucifer. Din toate țările, cred că. Acestea sunt celebrele ghiulele de tun din piatră. Și avem archebuza, care datează din anul 1476. Este prima armă de foc portabilă. Cred că cel puțin două persoane trebuiau să mânească o astfel de armă, pentru că pe lângă că era grea și lungă. Și avem aici colaci pentru provocarea incendiilor. Uite, nu am mai văzut niciodată, chiar mă gândeam cum arată obiectele acestea. Aici avem genealogia lui Vlad Țepeș. Nenea acesta provine din Basarab I cel Mare, după care urmează Nicolae Alexandru între anii 1352 și 1364 și din Nicolae Alexandru provin Vladislav Laicu și Radu I. Pe linia lui Radu I se continuă genealogia și urmează Dan I și Mircea cel Bătrân între 1386 și 1418. Și din acele două persoane au urmat ulterior Mihail I, Radu II, Alexandru I și Vlad II Dracul. Apoi au urmat Mircea, Radu III, Vladu III, Mircea, Vlad IV. În paranteză, Petru Călugărul. Și dacă nu ați înțeles nimic, să o luăm de la capăt.
Deci Vlad Țepeș este fiul lui Vlad Dracul, care la rândul său este fiul lui Mircea cel Bătrân, care la rândul său este fiul lui Radu I, care provine din Basarab I cel Mare. Și aici avem câteva monede emise la Sighișoara de Vlad Dracul. Și câteva plăcuțe cu detalii legate de vremurile de atunci. Și am intrat în altă încăpere. Aici avem pistoale cu cremene din secolul al XVIII-lea. Și undeva jos, celebri clești pentru turnat gloanțe. O grenadă din secolul al XVIII-lea. Și în această vitrină, arme cu percutor și capsă. Sunt tot felul de magazinele cu suveniruri. Cred că mare parte sunt la fel toate. Facem puțină gimnastică, pătrundem pe o scară acoperită, construită în anul 1642. Oare câți trepți sunt aici? 200. Dar așa pe coline, când mergeau la școală, erau ca pe coline. Oricum sunt construite cu cap, că sunt pauzele astea între... Și o chestie pozitivă, începe să se vadă luminița de la capătul tunelului. Hai să vedeți ce atleți am fost. Ah. Și un domn care cântă la o chitară. Aveți în față liceul teoretic Josep Altriș din Sighișoara, județul Mureș. Noi venim din acea direcție. Ah, ce să zic, dacă elevii urcau în fiecare dimineață acele scări, cred că nu mai aveau nevoie de ora de educație fizică. Hai să vedem ce placă cu informații avem aici. Așadar, suntem la școala din deal. Ok. Existența unei forme de învățământ în Sighișoara este pomenită prima dată într-un document din anul 1522 și vom sări direct la 1901. Și ni se spune că clădirea școlii a fost reconstruită și supraetajată, obținând înfățișarea de astăzi și numele celui mai renumit director al ei, Bishop Tăș Gymnasium, pe care l-a purtat până în anul 1948 la reforma învățământului. Școala era liceu de băieți, în care, și datorită internatului foarte bun, veneau elevi din toată țara, un număr mare dintre ei chiar și din Banat. De asemenea, trebuie subliniat că școala din deal a avut întotdeauna porțile deschise pentru toți cei care au dorit să învețe aici. Ok. Hai să ne continuăm drumul. Și ne apropiem de Biserica Evanghelică din deal. Se spune că este una dintre puținele biserici din Transilvania cu criptă sub cor. Biserica păstrează valoroase piese de mobilier gotic din piatră, dintre care se remarcă
Tabernocolul. Stranele din Cor, ce datează din 1523, sunt opera unui cunoscut atelier de mobilier renascentist din Sighișoara, condus de Johannes Reichmuth. De asemenea, în partea vestică a bisericii sunt păstrate pietrele de mormânt. Cele mai valoroase sunt cele ale lui Georgius Heltner, care datează din 1640. Ok. Suntem pe aleea din jurul acestei biserici pe care v-am prezentat-o mai devreme. Este miezul zilei într-o zi de duminică și totuși subliniez că sunt puțini turiști. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Și celebrii brebenei care au apărut printre bucăți de hârtie aruncate de turiști. Și s-a întâmplat o chestie care mi-amintește că mă aflu în România. A găsit un colț de zid un domn și se bucura de o priveliște minunată, dar în același timp făcea pipi. Asta e. Și sunt toalete în zonă. Dar asta ține și de obișnuință de educație. Aici este intrarea în biserica din Deal, Sighișoara, monument care datează din secolul 13-15. Biserica din Deal s-a început construirea acesteia în anul 1345, având la bază o capelă romanică din jurul anului 1200. A suferit de-a lungul secolelor mai multe transformări. Statuetele de piatră de la exterior datează din secolul al XV-lea. Sunt foarte mulți turiști care vorbesc de asemenea o multitudine de limbi, de la italiană, poloneză, germană, engleză, bineînțeles. Hai să mergem la interior, să vedem dacă putem filma. Excuse me. Și programul acestei biserici, mi se spune că lunea este închis. Intrarea este 10 lei. Și am plătit 10 lei intrarea, doamna foarte amabilă mi-a spus că pot să citesc de pe această bucățică de hârtie. Se spune că biserica este situată la o altitudine de 429 metri. Foarte, foarte faină. Cineva spunea că în România nu se pot vizita lăcașurile de cult pentru că sunt închise. Iată că aici lucrurile stau diferit. Interesant, ne aflăm sub altar. Probabil era o încăpere secretă. Și am văzut un băiețel care se ruga. Mi-a plăcut tare mult. Iată că mai vin și oameni care se roagă în biserică, nu doar să viziteze. Acesta este altarul Sfântului Nicolae.
spuneam că acesta este altarul Sfântului Nicolae. Ce frumos este! De câte ori pătrund într-o biserică, parcă mă apuc așa o emoție și îmi place mirosul. Acesta este altarul Sfânta Ana. Și avem în prim plan strana Johannes Reichmuth. Această strană datează din 1523 și dacă mă repet cu informațiile, îmi cer scuze, dar trebuie să vă dau detalii cât mai multe. Și aici avem un alt altar. Acesta se numește altarul Sfânta Ursula. Cât de vechi sunt acele picturi de pe pereți și pe mine mă uimește faptul că această biserică s-a conservat atât de bine, pentru că sunt sigur că a fost și călcată de barbari, oameni care au venit doar pentru a distruge acest locaj de cult. Ce faine sunt aceste trepte care duc la strana care se află în imaginea de acum. Sunt curios dacă se mai oficiază slujbe în această biserică și câteva obiecte de lemn care datează din acele vremuri, un fel de cufere. E incredibil ce frumos e. Aici este o ladă de unde se țineau un fel de anafură, colacii, care ulterior se tăiau. Am activat și eu la biserică și știu acest lucru. De acolo se scot colacii în ziua în care se oficiază slujbă și la sfârșitul acesteia se dă anafora credincioșilor. Aici îl avem pe Stephanus Mann. Acesta a fost primar între 1590 și 1647. Și a început mandatul într-o zi de de 4 octombrie. Hai să vedem ce spune doamna. Hai să vedem din nou pe peisajul din înălțimea dealului pe care ne aflăm. Am ascultat o descriere a bisericii prezentată extraordinar de bine de doamna de la intrare și mi-a spus că noi atunci când pășim în biserică, practic mergem pe niște morminte, personalități care au oficiat în această biserică, dar și din oraș, au fost înmormântate acolo, numai că capacele acelor morminte au fost ridicate pentru ca să se poată păși în biserică. Și acolo dedesubt, sub altar, unde ați văzut voi că am intrat, în fiecare colț era câte un mormânt al preoților ce au oficiat în biserică. Și doamna mi-a spus că pe timpul verii se țin tot felul de concerte, orga funcționează. Și încă câteva detalii. Piesele acelea din lemn sunt aduse de la bisericile Săsești din zonă, pentru că odată cu plecarea sașilor spre alte țări, aceste lăcașuri de cult au rămas goale, au fost vandalizate și prin
transportarea acelor obiecte aici, pe care vi le-am prezentat, de exemplu acele cufere de lemn unde se ține anafora și pe vremuri erau folosite chiar și la cereale. Acum ele se află în această biserică și sunt în siguranță. Și tot doamna mi-a spus că în vremurile de mult apuse, când barbarii încercau să atace biserica, preotul trăgea clopotele și anunța comunitatea că trebuie să meargă cât mai repede la interior, pentru că se închideau porțile bisericii și astfel ei erau protejați. Și am mai aflat o chestie, tot de la doamna, în această școală, unde elevii învățau odinioară, ei veneau din partea de jos, unde se află cele mai multe săli de clase, pe acele trepte, aveau nevoie 10 minute pentru a ajunge în clădire, dar cu un umor finuț, spunea doamna că niciodată profesorii nu erau compătimiți, ci doar se spunea săraci elevi, pentru că trebuiau să urce acele trepte. Ia uitați, domnul, ce frumos cântă la chitară! Felicitări! Extraordinar de frumos! Foarte fain! Felicitări! O zi bună! Aștept să vă ascult până dimineață! Nai 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 na na nai 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 na na nai 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 na nai 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 na nai na na nai na na. Ce frumoasă e terasa aceasta, care acum nu funcționează, din păcate, casa croitorului. Foarte fain. Și cred că ne apropiem de finalul incursiunii noastre în cetate. Ce zici, ne băgăm la un lichid din ăla ce are doamna acolo? Mergem la terasa? Of course! Hai să vedem ce specialități sunt aici. Hai să bem un pic de apă, că mi-i sete. După aceea ne ducem. Berea fumată, deci aia e minunată. Și am luat un cocktail de bere. Avem bere nefiltrată și bere afumată. Vă dați seama ce combinație va fi în capul meu. Dragoste la prima vedere, cine ar fi crezut? Andrei! Ia uite, mama, că te strigă Cosmin. Dacă te uiți la mine, îți cumpăr o mașinuță. Ia uite pe la Cosmin. Dacă te uiți la mine, îți cumpăr o mașinuță. Ia uite. A, îți cumpăr. Și acum că s-a restabilit liniștea, pentru că i-am dat de lucru la băiețel, hai să facem încheierea vlogului. Doamnelor și domnilor, v-am luat cu mine în orașul Sighișoara. Am vizitat cetatea medievală. Sper că v-a plăcut vlogul de astăzi. Nu uitați, este gratis să vă abonați. Dați un like, pentru că dacă faceți acest lucru, susțineți canalul meu. Până data viitoare! Oameni buni de pretutindeni, rămâneți cu bine! La revedere!